Aproape 19 milioane de români sunt așteptați în acest weekend la urnă la referendumul pe tema redefinirii familiei în Constituție. Alegătorii vor vota în zilele de 6 și 7 octombrie, între orele 7 și 21. Cetățenii vor merge la secția unde sunt arondați conform listelor electorale permanente. Cei care nu vor fi prezenți în localitatea de domiciliu în zilele referendumului pot vota pe liste suplimentare. Au dreptul să participe la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv. Peste 21 de milioane de buletine de vot au fost tipărite și trimise la cele 18.000 de secții de votare din țară. La referendum va fi utilizat sistemul electronic de verificare a participării la vot testat la alegerile din 2016. Aproape 50.000 de angajați ai Ministerului de Interne vor asigura paza și protecția secțiilor de votare. Potrivit Ministerului de Externe, 378 de secții de votare au fost organizate și în străinătate. Referendumul va fi considerat valabil dacă la urne se vor prezenta peste 5,5 milioane de alegători, iar scrutinul va duce la modificarea actualei Constituții doar dacă 4,5 milioane de români vor pune ștampila pe da.